Acest fenomen poate îl observi sau îl poți observa cel mai ușor dimineața, când te trezești și poate ai câteva secunde sau poate câteva minute în care încă n-ai deschis ochii și ești liniștit. Este o stare plăcută. Încă nu ți-ai conștientizat viața și povestea ta de viață. Și în acele câteva secunde, când ești cumva între starea de somn și starea de veche, când abia te trezești și începi să devii conștient că te trezești, în acele secunde este bine. Doar ești. Existi și încă nu a apărut mintea sau gândirea să spună ceva despre existența ta. Să spună că ești Alex, spre exemplu, și că ești într-un fel sau altul, că ai lucruri de făcut, că ai probleme, că ai anxietate, că ai stres, că ai probleme psihologice nerezolvate, că ai anumite frici. Încă nu a apărut gândirea, sau gânditorul, cum se mai spune, care spune, va fi o zi la fel. Va fi o zi în care nu mă voi simți bine, în care voi avea iar anxietate. Încă nu a apărut gândirea care să creeze același ciclu pe care îl trăiești zi de zi. Și dacă ai experimentat acest fenomen, acest lucru, este foarte bine, pentru că de aici poți deduce faptul că povestea ta de viață este una gândită. Și că în absența gândirii sau în absența gândurilor există o stare de pace, de liniște, de bine, în care nu există nicio problemă, în care nu există griji, în care nu există anxietate. Aceeași stare, chiar și mai profundă, poate fi trăită în fiecare moment, în fiecare minut al vieții tale. Nu doar când dori, sau poate când ești în somnul profund, în care, după cum știm, nu există activitate mentală. Acest somn este numit somnul non-REM, adică somnul fără vise, în care este odihna cea mai puternică. Această stare de bine, pace, liniște mentală, care există în absența gândurilor, aceasta poate fi trăită în orice moment al vieții tale. În absența gândurilor sau a gândirii involuntare sau a tiparelor mentale, care înseamnă același lucru, există o stare de claritate, de luciditate, pe care o poți percepe atât prin vedere, cât și mental, cât și la nivelul simțirii tale și al corpului. Este o stare de relaxare, o stare de expansiune, o stare fără acel zgomot mental de fundal. Cu acest lucru se ocupă meditația, a pune stop gândirii arbitrare, gândirii care tot timpul are ceva de zis, tot timpul etichetează ceea ce vede, descrie realitatea fizică, te construiește pe tine, îți construiește personajul mental, povestea ta mentală. Meditația oprește acest lucru mental, iar ceea ce rămâne este această stare de luciditate extazică. Menționez că este extazică, pentru că aici este o iubire aparte, o iubire și o fericire pură, extazică, sublimă, profundă, necondiționată, neatinsă de absolut nimic. Spre exemplu, acum dacă ar veni ploaia și dintr-o dată ar începe să plouă și ar uda tot, m-ar uda, această stare pură de fericire nu va fi schimbată. Sau, spre exemplu, să spunem că primesc un telefon și, din păcate, este o veste proastă. Am pierdut pe cineva din familie. Sau s-a întâmplat ceva nefericit unei persoane. Această stare de iubire interioară, necondiționată, ea nu este atinsă. Ea nu se modifică. Ea rămâne constantă
în fiecare moment al vieții mele, independent de ceea ce se întâmplă în planul vieții, despre această stare de luciditate, fericire, cunoaștere, beatitudine, au vorbit de-a lungul timpului mari înțelepți, este această stare care, după cum se spune, transcende mintea. Și dacă ai avut și tu în viața ta sclipirile acelea dimineața sau poate la adormire sau poate în alte momente în care tu nu existai, povestea ta de viață mentală, nu ceea care se întâmplă, cu toată încărcătura ei, cu tot trecutul ei, cu toate greutățile, traumele, fricile, tiparele mentale, n-a existat. Dacă ai aceste sclipiri, este minunat, pentru că poți intui lucrul la care mă refer. Meditația înseamnă să accesezi în mod inteligent sau să recunoști această stare de liniște perfectă, de iubire desăvârșită, care există în orice moment. Aceasta este starea principală, pentru că, după cum am spus, înainte să intervină mintea și să-ți aducă aminte, dimineața, spre exemplu, de tine, de lucrurile pe care le-ai de făcut, de situațiile și problemele pe care le-ai de rezolvat, de lucrurile care nu sunt așa cum ți-ai dori în viața ta, înainte să vină mintea, povestea ei de viață, există această stare. Această stare este una de, așa cum mai este descrisă, o stare de conștiință pură. De ce este numită conștiință sau stare de prezență? Pentru că este o stare de a fi și o stare de a ști. Dimineața ești conștient de tine, ești conștient de propria existență, dar observă că acel sine nu este unul mental, nu este unul care are un trecut, o poveste de viață, ci este o stare de a fi sau o stare de a fi conștient, de a fi conștient. Conștiința se recunoaște pe sine sau, mai bine spus, doar conștiința există. Existența în absența gândirii este conștiență. Este această conștiință pură, fără atribute, fără descrieri, fără a spune ceva despre sine. Ea doar este, ea doar există, iar meditația înseamnă să descoperi acest lucru sublim și să-l trăiești în fiecare moment al vieții tale. Nirvana înseamnă a fi în această stare beatifică sau ca această stare, pentru că ea nu este diferită de ceea ce ești, ea nu este secundară, dimpotrivă, ea este ceea ce ești în acest moment, ceea ce suntem cu toții. Iar secundar, pe planul vieții, bineînțeles că sunt diferențe, tu ai un corp, eu am un alt corp, tu ai un anumit trecut, eu am alt trecut, dar din această trăire trecutului este irelevant sau aș putea să spun că nu mai există. Personajul mental sau persoana dispare sau putem spune că ea rămâne doar ca un rol social, însă trăirea celui realizat este că din totdeauna, în fiecare moment și pentru totdeauna, este acest sine universal, beatific, această inteligență minunată care doar este și care se manifestă în această multitudine de forme numită viață.